Care este prima senzație pe care o are un formator atunci când întâlnește pentru prima dată un terapeut cu care intră în contact? Nu sunt preocupată de a emite o judecată de valoare, pentru că în cabinet ca terapeut nu emiți o judecată de valoare, pentru că tu, ca formator, asta vei învăța pe viitorii tăi colegi, să stea departe de emiterea unor judecăți evaluative. Așadar, formatorul este om, formatorul poate să fie în plenitudinea emoțiilor, a cogniților sale și să fie adaptat. E marea provocare ce o învață atât în parcursul său profesional de a deveni formator și înainte de asta de a deveni psihoterapeut și înainte de asta de a deveni psiholog. Cum crezi că va influența inteligența artificială zona de terapie și de formarea de terapeuți? Păi, cred că deja este influențată, dar este și ceva interesant acolo, cum să păstrezi echilibru și cum să nu te pierzi tu ca om. Avem nevoie de inteligență artificială. Posibil ca în viitor inteligența artificială să poată realiza până la un punct o parte din sarcinile, din atribuțiile unui terapeut. Dar dincolo de acel ceva este un punct unde ne definim ca oameni în trăirea emoțiilor și nu în mimarea lor. Cu siguranță că și inteligența artificială va putea până la un moment dat sau până la un punct să exprime emoția, dar este un punct dincolo de care, cel puțin eu în acest moment, consider că nu s-ar putea trece. N-aș putea să-l definesc unde este, poate că este acel wow ce-l trăim ca terapeuți în interacțiunea cu clienții noștri, este acel moment de comuniune totală eu-tu, de acel punct culminant unde îți pierzi limita cu clientul tău, dar paradoxal ești conștient că ești totul acolo. Poate că acel punct de întâlnire, de comuniune maximă în relația terapeutică eu-tu nu s-ar putea exprima cu atâta intensitate și cu atâta trăire în inteligența artificială. Poate greșesc, nu știu. Un supervisor, să spunem, devine un mentor? Un terapeut, înainte de toate, este un om. Un terapeut, înainte de toate, este un model pentru clientul său. E un proces în care clientul ajunge să-l idealizeze pe terapeutul lui, dincolo de acel moment ajunge să-l dea jos de pe acel piedestal și parcurge procesul de vindecare, de restructurare. De asemenea, un terapeut, da, este un model pentru formabil. Un formator este înainte de toate, cum spuneam, un terapeut. Ești model, cu ghilimele ești obligat să devii un model, tot așa cum și un terapeut va ajunge supervisor la un moment dat. Îl recomandă mitul terapeutic, îl recomandă competențele sale, îl recomandă conduita de-a lungul anilor. Nu ajunge doar experiența din cadrul cabinetului. Acea experiență este completată cu ceea ce ești un social, cu ceea ce ești tu în interacțiunile din cadrul formării, ceea ce ești tu din cadrul interacțiunilor de supervizare. E un proces ce mă duce cu gândul și chiar n-aș știa acum de ce mi-a venit în minte chestia asta. În România noastră, pe la începutul secolului trecut, cadrul didactic era asigurat de toată considerația sa de către un superior ce venea și stătea cu el timp de o săptămână, două săptămâni, în casă, văzându-l cum interacționează în familie, cum interacționează în societate, cum îl salută lumea. Și această calitate de a fi supervisor sau de a deveni formator este un proces de autodezvoltare. Da, este acea curiozitate de a învăța, este acea curiozitate de a te forma. Nu ajunge doar teoria, cum nu ajunge nici practica. Este acel echilibru între cele două. Și da, ești condamnat la a fi model, la a fi atent la ceea ce transmiți în cadrul grupelor de formare. Ce ar trebui să facă un terapeut care nu se simte bine
în ziua respectivă. Nu poți să te duci la cabinet într-o stare de indisponibilitate a ta. Nu te duci acolo doar pentru a fi. Te duci acolo pentru a fi și prezent. Iar prezența este o caracteristică absolut necesară în interacțiunea terapeut-client. Este poate nevoie să ai tu momentul tău, să te vindeci, să depășești acea stare. Cum ar fi recomandat după o ședință terapeutică? Cine să plece cu mai multă energie și de unde? Tocmai de aia există formarea. Pentru că acest concept de energie poate fi exprimat în, și poate avea diferite semnificații în diferite realități. Tocmai de aia faci formarea ca terapeut. Faci formarea pentru a învăța să te protejezi, pentru a învăța să fii tu la maximul capacităților în acel moment. Asta înseamnă că a da energie din tine se exprimă în realitatea noastră prin a avea grijă cum te comporți, a avea grijă cât dai din perspectivă emoțională, a avea grijă să-ți aduci aminte de ceea ce ai învățat și să sperăm că ai învățat, să nu confunzi granița dintre empatie, simpatie, antipatie. Și posibil ca acolo, în acel moment unde simpatia, empatia și antipatia se întâlnesc, să ajungem, explicând în limbajul energetic, mă simt epuizat energetic eu ca terapeut. Păi dacă există această afirmație, înseamnă că tu nu ai mai fost pe empatie, ai fost pe simpatie și ai fost pe antipatie. Asta înveți în cadrul programelor de formare, să nu culisezi în simpatie și antipatie, atunci nu mai faci terapie. În terapie ești învățat să rămâi pe empatie și să nu depășești acea graniță. Da, vorbim de o empatie cognitivă, vorbim de o empatie emoțională. Vei fi epuizat, vei fi obosit după o zi de cabinet, ești om, dar nu voi fi cariat emoțional. Dacă este să intru la un cabinet, cum îmi dau seama eu ca și plătitor, ca și beneficiar al serviciilor, că el este slab pregătit? Încerc acum să empatizez cu un asemenea client, eu, Loredana, ducându-mă într-un cabinet, având nevoie de terapie. Aș fi foarte atentă la spațiu, aș căuta înainte persoana respectivă, terapeutul respectiv, aș fi interesată ca și client de orientarea terapeutică, aș fi foarte atentă la cum se inițiază dialogul terapeutic. Poate acum văd și cu ochii formatorului, cu ochii specialistului. Clientul aflat în situația lui problematică poate nu mai are energia de a fi atent la asemenea semnale. Și atunci din nou vine etica, deontologia profesională. Tu ca terapeut fă-ți treaba. Fă-ți treaba cât mai bine. Fă în așa fel încât să dai ceea ce ar fi bine să dai, pentru că ți-ai ales profesia respectivă. Cum îți dai seama ca terapeut că ești depășit de o situație și ce faci? Un terapeut nu înseamnă că poate rezolva absolut orice. Îți dai seama că ești depășit când nu ești în temă cu problema clientului respectiv, dar poți rezolva. Ești onest, cauți, citești, interacționezi. Poți să simți că nu ești potrivit cu clientul tău. Învățăm să fim flexibili, să primim clienții în cabinet, să nu ne speriem când atunci considerăm că oare am suficiente competențe, n-am suficiente competențe. Învățăm să învățăm. Dacă și atunci situația mă depășește, fii onest cu tine. Există colegi ce cu siguranță pot să abordeze problema mult mai performant decât o faci tu, mult mai profesional, mai bine zis, decât o faci tu. Deci este chiar o caracteristică esențială a unui terapeut de a recunoaște atunci când crede că problema clientului îl depășește. Orice terapeut are terapeutul lui? Orice om care lucrează cu omul are nevoie de o persoană să-l susțină, să-l asculte, să-l susțină, să-l conțină. Suferința
E vindecătoare? Suferința este un prilej de dezvoltare. Este un prilej de a deveni mai bun. Suferința poate e o constantă în viața fiecărui om. Depinde cum ne poziționăm față de suferință. Dacă mă poziționez de partea cealaltă a baricadei, consum energie multă pentru a mă lupta cu ea. A aborda suferința înseamnă asta. Și a fi în contact cu suferința presupune o relație terapeutică. Care e contribuția psihologului în purtarea crucii? Aici mă refer la un posibil conflict între spiritualitatea creștină și terapia psihologică. Nu am văzut niciodată terapia psihologică fiind opusă creștinismului. Și atunci când văd în media tot felul de interpretări date, mă gândesc ce am putea face noi să schimbăm, noi ca specialiști, să schimbăm puțin din această percepție. Încă o dată, terapeutul nu este Isus. Terapeutul este un mijlocitor, este ales de către client. Este o responsabilitate a terapeutului de a nu gusta, cum spuneam, din paharul puterii, de a nu te crede mai mult decât ești, de a aprecia și de a valorifica credința clientului, dacă ea există în Dumnezeu. Credința este o resursă. Credința poate să fie un canal de comunicare și de întărire a relației terapeutice cu clientul tău. Cu cât clientul tău proiectează mai mult asupra ta din reprezentările lui cu privire la vindecătorul meu, la atotputernicul meu care ești tu aici pe pământ, terapeut, fără tine, n-aș fi putut să fac asta, fără tot. Primim, dar primim cu smerenie și din nou cu responsabilitate. Primim cu decență și la un moment dat este necesar să realizăm acea desprindere a clientului. Este necesar să conștientizăm și să ne conștientizăm că terapia se va apropia de finalul ei. Deși nu suntem Dumnezei, ne purtăm cu smerenie ca și copii al lui Dumnezeu. Noi nu tratăm doar creștini. Credința ta în Dumnezeu nu are cum să-ți afecteze, nu vei permite să-ți afecteze relația terapeutică cu un ateu. Convingerile tale religioase, credințele tale, acelea se pun între paranteze.